După succesul ediției de anul trecut, care a atras un public numeros, manifestarea menită să promoveze cultura tradițională, bogăția folclorului și gastronomia pescărească revine în forță cu o nouă ediție plină de surprize. O onoare și o bucurie pentru Resto Constanța, vicepreședinte al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, acolo unde știți că sunt și secretar general la nivel național, să fim din nou parteneri în evenimentul pe care l-ați inițiat anul trecut și împreună cu dumneavoastră, doamne, pentru că nu avem fișa postului ca dumneavoastră, dar menirea noastră a Resto este să ne sprijinim membrii noștri, restaurante, cherhanale, crame, hoteluri, companii din industria ospitalității de pe litoral, să-și promoveze produsele și serviciile în evenimente către publicul larg, pe care de fapt ne dorim să-l atragem și reatragem din nou și în continuare către Constanța și către litoralul românesc. Mă știți de foarte mulți ani promovând evenimente, pentru că în continuare voi spune că turiștii caută experiențe și evenimente. Pe durata celor 3 zile de festival, publicul se va bucura de o experiență autentică, specifică zonei Mării Negre. Sunt onorat că astăzi particip împreună cu dumneavoastră. Noi suntem pescari de la Marea Neagră în special și pescari de la Dunăre din județul Constanța. Vreau să vă informez că suntem județul numărul 1 privind capturile României și suntem foarte încântați și onorați că de anul trecut Consiliul Județean a organizat Festivalul Peștelui, în care și noi să fim prezentați, munca noastră grea, efortul pe care îl fac pescarii costieri de la Marea Neagră, să ne cunoască turiștii, să ne cunoască România. Noi suntem pregătiți, avem produse proaspete, midii, rapane, pește pentru festival. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada Constanța, în colaborare cu Asociația Patronală Resto Constanța la Pavilionul Expozițional Constanța. Este a doua ediție a Festivalului Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești.